Tinerii din județul Mehedin sunt tot mai încurajați să facă mișcare, astfel că în ultima perioadă se investește mult în terenuri de sport. Municipiul Drobeta Turnu Severin se poate mândri cu o nouă bază sportivă și două terenuri de sport. În prezența autorităților locale, alături de reprezentanții unității de învățământ, dar și a elevilor, a fost inaugurată noua bază sportivă destinată elevilor. Domnul director, domnul profesor, terenurile sunt gata, sala înțelepului gata, prin tine, școlii. Dar deja copiii se bucură de acest proiect, care, de fapt, dacă vă aduceți aminte, e o promisiune pe care ne-ați făcut-o în urmă cu ceva timp la o deschidere de școală aici, da. Pe vechea bază sportivă care nu a fost reabilitată niciodată și acum din ce vă... are deja o altă față. Din ce văd eu, domn profesor, chiar arată foarte frumos și baza și terenul de basket. Cred că sunt folosite de copii la maxim. Atât baza sportivă, cât și terenul de sport, dar și sala de sport, care și aceasta a fost reabilitată în totalitate, arată foarte bine. În acest moment pot spune că elevii liceului tehnologic Decebal poate să facă ora de educație fizică și sport la standarde europene și din acest moment o să se vadă și performanțele școlii în ceea ce privește activitatea sportivă, în competiții organizate la olimpiadă. Vă încurajez să mergeți și la competiții, să vă bateți cu alte licee. Sportul e... un lucru extraordinar și pentru noi și pentru copii. Astăzi a fost inaugurată construirea unei noi baze sportive, dar și două terenuri de sport la liceul Decebal. La frumosul eveniment au fost prezente autoritățile locale alături de reprezentanții unității de învățământ, dar și elevii. Primarul municipiului Marius Creciu a fost prezent la inaugurarea terenului de sport multifuncțional, deoarece sportul trebuie implementat în viața tinerilor încă de la vârste fragede pentru o bună și o armonioasă dezvoltare. Vorbim de o investiție la liceul Decebal peste 2.200.000. O parte veniți prin programul PNDL, o parte puși de primărie. Erau necesare aceste investiții, atât în terenurile de sport, cât și la sala sporturilor. Copiii nu aveau condiții să facă sport, nu mai vorbesc și de sală, era improprie folosirii. În acest moment, după cum spunea și domnul director și domnul profesor de sport, toate condițiile sunt excelente pentru copiii noștri. Am investit foarte mult în educație, continuăm să investim în educație, este important pentru noi să avem grijă de toate aspectele. Am investit și la liceul Paulian, liceul de muzică, de desen, dar și la liceul Traian. Ați văzut ce frumos am făcut din atelierile care erau, nu mai erau folosite, câte spații pentru copii, pentru activități extrașcolare. Suntem și aici la liceul Decebal. Eu îmi doresc ca toate unitățile școlare din Drobeta Turnu Severin să aibă condiții excelente atât pentru învățământ, cât și pentru activitățile extrașcolare sau, cum suntem aici, pentru activitățile sportive. Directorul unității de învățământ, Vasile Busuio, consideră că este o realizare importantă pentru copiii din liceul Decebal. Acesta speră că din ce în ce mai mulți tineri pasionați de sport să vină să se bucure de acest teren și să-și canalizeze toată energia pe ceea ce înseamnă activitate sportivă. Și totodată i-a mulțumit primarului Marius Creciu pentru faptul că sprijină proiectele de dezvoltare inițiate. După 50 de ani de folosință, baza liceului Decebal și-a schimbat fața prin acest proiect inițiat de primărie municipiului Drobeta Turnu Severin și astăzi elevii noștri pot să își facă orele de sport, dar nu numai, pentru că și în pauze se desfășoară activități sportive aici la niște condiții, să spunem noi, europene sau condiții firești pentru vremurile acestea. Atât baza sportivă cât și sala de sport au fost reabilitate total și nu putem decât să ne bucurăm, pentru că vedem că elevii sunt preocupați de sport. Cumva în competiția cu tehnologia câștigă sportul în situația în care le oferim astfel de condiții. E un cadru bun pentru mișcare și mă bucur că o promisiune făcută aici în momentul unui deschideri de an școlar, o promisiune făcută de domnul primar Marius Creciu, iată, a fost pusă în practică și astăzi ne bucurăm și elevi și profesori, pentru că sunt momente în care facem mișcare împreună de
beneficiile acestui proiect. Elevii spun că sportul este o activitate importantă și necesară în viața lor, care aduce de asemenea un aport mare în ceea ce privește starea fizică, dar și în ceea ce privește starea emoțională. Aceștia cred că fără sport nu s-ar simți la fel de bine. Mai mult decât atât, ei spun că pregătirea sportivă îi ajută și în cariera pe care vor să o urmeze pe viitor. Cum e terenul? Foarte bun, este nou. De ce clasă ești? A noua. Deci e primul an aici? Da. S-au povestit colegii cum era în anii trecuți aici, dacă da. Se puteau juca? Știu, am fost chiar aici, am făcut antrenamente. Și cum era înainte? Terenul era mai vechi. Și era vechi terenul. Acum este chiar bun, este frumos. Nou. Vă jucați cu drag? Da. Foarte frumos, amenajat recent. Cu gust. Se vede că e modernizat. Știi cum arăta înainte? Beton tot. Na, la fel. Deci e o schimbare? Da, foarte mult. Elevii de la Colegiul Tehnic Decebal au de acum înainte un loc modern unde vor putea juca fotbal și basket. În astfel de investiții, tinerii din municipiu sunt încurajați să facă mișcare.